Anonim, da. Spuneți-mi, vă rog, ce știți că este violența? Ce este violența? Asta e... Să vă spun... Este un... o manifestare... o manifestare brutală față de membrii familiei. Cam așa pot să spun, față de... în special față de copii, față de soții, față de... că sunt, este violență și a soției față de bărbat, să nu este numai... și nu este... violența nu este atâta... numai fizică, ea este și morală, psihică. Ați aplicat vreodată? Ca regulă, cred că a fost lucrul ăsta, în special față de copii, nu atâta fizică cât psihologică, o manifestare dură așa față de tânșii, dar cred că asta a fost ca o explozie oarecare, care pe curând inconștiente, care pe urma conștientizând-o, lucrurile este clar că și se manifestă în special în tinerețe, când încă se fac primii pași de căsătorie, primii pași de educația copilului. Se spune că femeia nebătută e ca casa nemărturată. Ce spuneți dumneavoastră? Casa este un proverb, o vorbă spusă în special de bătrân, de trecut, asta e la mătana. Și eu nu sunt de părere aceasta, pentru că față de femeile asta înseamnă că trebuie să ajungi la momentul cel critic, care tu nu-ți dai seama. Asta e cam violență în familie față de copii și Da. Bine, vă mulțumim! Da, cel bun!